Salutare, oameni buni! Vlog de călătorie. Inaugurăm 100 de kilometri de Via Transilvanica. Este autostrada care pornește de la Putna și merge până la Drobeta Turnu Severin. E o autostradă care trece peste munți, peste văi, peste râuri, peste dealuri, prin multe comunități de oameni, cum este și aceasta în care suntem astăzi, la Biertan, în Sibiu. Și astăzi ne vom bucura de acest lucru. Vom inaugura acești 100 de kilometri de autostradă. Ceva extraordinar. Să vedem cum va fi. Vom cunoaște foarte multă lume. Va fi și Tibi Ușeriu, va fi și Alin Ușeriu, mentorul acestei autostrăzi de la Teșuleasa Social. Vor fi foarte mulți oameni faini și asta e cel mai bine. Vom cunoaște oameni faini. Abia aștept să vedem cum să fie. Biertan. Doamne, cum arată satele astea. A, uite ce frumoase sunt. Suntem la Biertan, acum o să intrăm ca să, mă rog, e o festivitate extraordinară la care se respectă toate regulile. N-ar da un pic de apă sfințită, doar cu dezinfectant, am înțeles. Ia, și îmi luați și temperatura, ia. Cât de fierbinte sunt sau rece? 35,9. 35 sunt rece, am crezut că sunt fierbinte, dar nu sunt fierbinte. Eu sunt Alin Ușeriu, mă bucur așa de tare că suntem aici și suntem în viață. Eu sunt speaker motivațional. Motivez ca lucrurile să meargă mai departe. Pentru cei care nu l-ați recunoscut, el este marele, micul actor, prieten, Marius Manole. Da. Bună ziua! Haideți să vă arăt cine mai e pe aici. Ia, uite, Dragoș Bucurenci. Sărut, doamna Andreiesca, ce faceți? Cine sunteți? Scuzați-mă. Un coleg. Vedeți cum o schimbă Biertanul. Nu ne mai cunoaștem cu moștile astea. Nu se aude nimic, dar punem subtitrare. Ia uite. Și tot Alia. Stai, stai liniștită, poți să stai jos. Da. Deci numai lume bună. Numai lume bună. Cine bună? Asta o vom dezveli. Deci asta se va dezveli. Ia uite, ce frumos. Deci asta vom inaugura noi. Via Transilvanica. Drumul care unește. Vreau să vă arăt o pancartă extraordinară. Ia, nu, vreau să vă uite. Ia uite. Nu mai ne filmați, vă rog frumos, că nu, la eu filmam acum un urs, nu un monstru sacru. Dar nu ne mai, deci mai el este monstru sacru Marius Manole. Mai lăsați-l să respirăm și pe noi, vă rog frumos, că și noi vedetele avem o viață, parcă o viață privată. E clar. S-a dat cu apă sfințită de dimineață. Ia, uite, atenție la urși. Ia. Atenție la neatenție. Da. Cu Pavel Bartos. Da. Doar pe ProTV. Uitați-vă traseul. Ia, pornește de acolo, de sus, din Purna. Ia, vedeți? Și uitați. Se ajunge până la Dunăre. Scuze. Până aici, până la Drobeta Turnu Severin. Mulțumesc tare frumos. Mulțumesc. Wow. Mulțumesc că noi suntem aici la Biertan. Mulțumesc că ne-ați însoțit. Am terminat 115 km în județul Sibiu de Via Transilvanica, adică nu este un județ mic, este un județ care înseamnă foarte, foarte mult pentru noi în economia generală a acestui drum de lungă distanță de la Putna și până la Drobeta Turnu Severin. Județul Alba, Caraș Severin și Hunedoara urmează în drumul nostru, în calea noastră. Abia aștept să fim odată cu toții la oaltă atunci când se termină. Și mă întorc aici la Biertan. Comuna Biertan este cea mai lungă pe traseul Via Transilvanica, are 22 de kilometri. Avem doi oameni care ne ajută să înțelegem unul cât de sus se poate merge. 6.017 metri a urcat Toma Coconi anul trecut cu parapanta. 6.017 metri. Putea mai sus, dar îl descalificau la Red Bull.
Și Tibi, știți, 617 kilometri cu săniuța în spate. Anul acesta chiar pentru Via Transilvanica, pentru că avem nevoie de multă anduranță să facem un proiect la care nu se folosesc bani publici, la care totul se face pe voluntariat, donații și sponsorizări. Ei doi, ei sunt modelul nostru. Nu este tocmai comod să-i ai ca și model. Eu pe toți îi avertizez când spune Tibi, a, numai puțin avem de mers, ne pregătim pentru o zi foarte, foarte lungă. Anul trecut, Toma i-a zburat pe toți voluntarii care au participat la Via Transilvanica, așa că ei doi sunt aici, de la ei ne luăm multă energie și multă inspirație. Vă rog! Da. Bună ziua, în primul rând, mulțumim că sunteți aici. Să știți că mi-ar fi trebuit, cred că, vreo trei facultăți ca să învăț atâta geografie cât am învățat în acest proiect. Deci, extraordinar, am cunoscut Tuktoyaktuk, am cunoscut Whitehorse, am cunoscut teritoriile de nord ale Canadei până undeva pe Oceanul Arctic, dar nu am ajuns în Biertan și cred că n-ajungeam niciodată dacă nu era acest proiect. Cred că asta trebuie să înțeleagă mulți, trebuie să auzim de aceste lucruri ca să ajungem în ele. Așa cum am auzit eu de Arctic 6633 sau celelalte. Cred că ne trebuie un proiect, ne trebuie să fim uniți cumva prin ceea ce ne place ca să cunoaștem și aceste lucruri frumoase. Eu mă bucur de fiecare dată. Din șer, eu un om tare fain. Și mi-am dat seama prin prisma competițiilor mele și la care am participat 20 de ani de zile, am traversat la anul, traversez a 10-a oară Alpii și mi-am dat seama ce important un traseu marcat, bine marcat, să nu te rătăcești. Eu m-am rătăcit de foarte multe ori prin Alpi și prin Pirinei și am conștientizat din prima clipă ce important e un asemenea proiect și mă simt mândru și onorat să fac parte din asemenea proiect. Iată, se fac zeci de ani de când în fiecare zi așteptăm să venim odată la Sibiu pe o autostradă sau să mergem odată la munte fără să ne blocăm ore și ore și ore în câteva sute de metri și nu se mai întâmplă toate aceste lucruri. Și nu cred că trebuie să faci politică, trebuie doar să-ți dorești să faci ceva. Și să-ți dorești să faci ceva de la un capăt la celălalt și să-ți dorești să nu faci numai promisiuni și să ai cumva capacitatea să-ți fie rușine dacă ai promis ceva și n-ai făcut. Cred că de aceea m-am hotărât să mă alătur acestei inițiative, Via Transilvanica, pentru că am simțit că, în sfârșit, sunt niște oameni care ne promit ceva și se vor ține de cuvânt. Îl rog pe domnul Daniel Grecu aici să vină lângă mine. Deci ăștia sunt de neoprit, lucrează tot 12 ore pe zi, ne pun la lucru când vin ei, pentru că sunt foarte serioși. Și domnul Daniel Grecu, cred că trebuie să-și anunțe și el un invitat special, care mi-aș dori tare mult și el să fie ambasador la Via Transilvanica, dar l-aș lăsa pe el să o facă. Aș vrea să vă invit pe toți și în special comunitatea de afaceri sibiană să contribuim cu toții în a duce acest drum mai departe. Așa cum spuneam, avem de construit mai mult de 1000 de kilometri, sunt convins că îi vom construi cu ajutorul Dumnezeu. Și acest drum ne dă posibilitatea să contribuim la ceva unic. Strămoșii noștri au reușit să contribuie la înfăptuirea Marii Uniri. Via Transilvanica este un drum care unește sufletele oamenilor în primul rând. Fie că sunt ei olteni, ardeleni, moldoveni, Via Transilvanica unește și va continua să unească mulți ani de acum încolo sufletele noastre. Așa că vă invit să contribuiți cu toți, așa cum am spus, cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, așa cum poate fiecare, pentru a lăsa un astfel de drum care unește românii din țara noastră urmașilor noștri. Mulțumesc frumos! Domnul Daniel Grecu este foarte emoționat și a uitat. Dar eu vi-l prezint, Pavel Bartoș. Este omul care nici n-am știut că ar putea purta un tricou Via Transilvanica al altăieri și uite-te că astăzi s-a îmbrăcat deja cu el.
un invitat special și îmi doresc tare mult ca el să-și asume rolul de ambasador, dar ăsta este un rol greu, nu este așa, de aici, de acolo. O să vină... Vorba românului, ioi. Da, mă bucur în primul rând că am putut, mai mult am vrut să vin la microfon, că am putut să-mi dau și un pic masca jos, să mai respir. Mulțumesc partenerilor de la Autoclass că m-au adus mai aproape de acest proiect. Îmi doream să fiu aproape pentru că eram prieten bun cu Tibi. Acum sunt prieten bun și cu Alin, cu Toma. Eu vreau de fapt să le mulțumesc și să-i aplaudăm cu toții pe adevărații eroi ai acestui drum, care sunt voluntari, cei care muncesc zi de zi. Bravo lor! Bravo tășulea sa! In the 10 years I've been coming to Romania, I've never seen an initiative that so clearly defines what I think the future for tourism in Romania should be. Bringing together communities, spreading the tourism across the country, encouraging visitors to go to remote communities, to see the different changing landscapes of this country, to experience the culture, the crafts, and the traditions that make Romania unique in the whole of Europe. And this trail, this journey that we're all on, that Alin is on, literally step by step across Transylvania, is one of the most exciting things, and to watch it unfold. Because life is a journey, and walking is a way to get closer to who we are, and closer to nature, and closer to communities like this, and to be inspired. Marius Manole, Pavel Bartos. Mă bucur tare mult să fiu la a treia inaugurare de Tronson Via Transilvanica vara asta și vreau să vă spun că mie acest proiect mi-a confirmat niște lucruri pe care le știam deja, dar așa cum se întâmplă în orice călătorie, m-aș făcut să descoper lucruri noi. Știam cât de frumos e sudul Transilvaniei și credeam că îl cunosc, dar mulțumită acestui proiect am descoperit niște comori pe care eu nu le știam. Dârjiu, Bazna și sunt convins că sunt multe altele și de-abia aștept să le cunosc la pas. Eu cred că avem nevoie să mergem pe Via Transilvanica, să vedem ce oameni frumoși are țara asta în tot felul de sate, de cătune, de orașe, care n-au venit în marile orașe, au stat acolo și au făcut proiecte frumoase și pe care îi descoperă Alin și se bucură și trebuie să îi descoperim și noi și să ne bucurăm. Mai știam cât de buni sunt cei de la Tășuleasa, că dacă își propun ceva duc până la capăt, dar nu m-am crezut că într-un an în plină pandemie ei o să termine 800 de kilometri din drumul ăsta și o să mai adauge alți 200 la cei 1000 cât are tot drumul. Chiar n-am crezut că e posibil așa ceva. Aplauze pentru Tășuleasa! Și vreau să le spun așa, ca încheiere. În secolul 4, cineva pe nume Zenobie a făcut un dar, o danie, poate unei biserici, nu se știe. Dar el a vrut să rămână în istorie, a vrut să se știe că dania aceea a fost făcută de el, Zenobie. Și a lăsat un obiect pe care asta scrie, eu, Zenobie, am făcut acest dar. Au vrut să se știe acest lucru și e foarte bine, e normal să vrei să se știe când faci un dar, că poate fac și alții. Ei bine, iată, la 17 secole mai târziu, Donariu de la Biertan, aveți acolo o reprezentare a lui, este cunoscut în toată România și în mare parte din lume. Și eu doresc proiectului Tășuleasa Social ca aceste pietre de andezit să dăinuie cel puțin la fel de mult ca Donariu de la Biertan și să se vorbească despre proiectul ăsta când o să fim cu toții oale și ulcele pe el. Să urcăm pe deal acolo sus unde este borna de la Via Transilvanica, am zis să nu ratăm ocazia să vizităm cetatea din Biertan. Salutare, oameni buni, suntem la cetatea din Biertan și înăuntru e și o biserică și se spune că acolo e o cameră, camera împăcării. Acolo când cineva e supărat pe altcineva, sunt închiși amândoi în acea cameră cu un blid și o lingură și nu iese afară până nu se împacă. Acum sunt atât de curios, vreau să văd acea cameră. Ia. Ia.
Ia, am intrat. Și bineînțeles că nu puteam scăpa de scări. Deci sunt o grămadă de scări, asta e. E foarte bine. Mamă, uite. Câte scări sunt. Ia, până sus. Se vede și mai bine de da? Am înțeles. Deci avem ce urca. Noi să mergem până sus acolo. Vedeți? Acolo e camera aia, cică unde erau închiși. Aia care se certau. Ha! Cică camera împăcării. 30 de minute de mișcare pe zi, fac piciorul frumos. Ia uite, și am ieșit la liman. Cetatea din Biertan are în centrul ei o biserică. Bineînțeles, acum toată lumea se miră de ce nasurile acestor episcopi sunt tăiate. Ce frumos se vede aici. Ia uite, am ajuns la acea cameră împăcării. Uitați-vă, așa arată această cameră. E o mică căsuță. Ia. Intrăm. Deci asta e camera împăcării. Vedeți? Acolo stăteau cei doi. Aoleu. Cineva are simțul umorului. Așa. Deci stăteau aici, uite, aveau un pat. Vedeți? Aveau un pat, o masă și acolo stătea el și ea. Și nu ieșeau afară până nu se împăcau. Ce tare! Mamă! Și aici cred că stătea, era cineva care îi păzea. Să nu iasă afară, uite aici. Deci, mi se pare foarte haios să existe o cameră împăcării. Deci dacă soțul și soția se certau, măi, vezi că te duc la camera împăcării. Na. Și acum ieșim. A, uite. Ce frumos! Da, mi se pare o idee trăznită și foarte binevenită. Ce frumos se vede. Urcăm. Uitați. Ce frumos se vede. Biertan. Haideți în vizită la Biertan. Și aici era camera în care se ținea slănina. Peisaj de poveste. Mamă! Dați seama, ăsta e un balcon doar din lemn. Ia, cum se vede acolo jos. Ia. Ce frumos e! Mamă, e un pic, cum zicea un copil dinainte, creepy! Și că asta e camera în care se ținea slănina. Și ar trebui să miroase slănina și acum. Dar nu miroase nimic. Ia. Ce abrupt pare tot. E cam creepy. Da. Eu sunt foarte curajos. Era să mă împiedic de atâta curaj. Deci, am fost acolo sus. Și o să mergem acum acolo sus. Uitați-vă cât de aranjate sunt aceste case. Ce frumoase sunt. Uitați-vă și aia de acolo. Impresionant. E frumos, tare frumos. Ia. Și acolo avem case cu pleoape. Ia, ce frumoase sunt. Frumos. Acolo e o casă cu pleoape mai moderne. Ia uitați-vă cum arată pleoapele moderne și cum arată pleoapele clasice.
întrebare. Care vă plac vouă? Cu siguranță știu răspunsul. Dar aștept comentariile voastre. Ia uite. Orga, celebra Orga. Nu să le vedem aici. Ce frumoase. Wow, ce frumoase. Impresionant. Încă o curiozitate, ia. Da, suntem la Biertan, aceasta se numește Piatra Rușinii, eu stau pe ea, pe vremuri, dacă vedeau în sat doi tineri necăsătoriți care se pupau sau alte lucruri de genul acesta, când era slujba la biserică, erau puși aici pe Piatra Rușinii și toate babele din sat ziceau să nu mai faceți niciodată așa ceva. What? Și pe Piatra Rușinii se stă așa, cu capul în jos. Am înțeles. Și stăteau, erau doar pentru femei sau și pentru bărbați? Pentru toată lumea. Oricine, da? Oricine făcea ceva, da. Și acum dacă aveți să mă certați cu ceva... Ce, da, te simți cu musca pe căciulă? Da. Te-ai pupat cu cineva? Da. Așa, te mai pui vreodată? Da. Da. Cum nu? Da. Mama. Ba da. Da. Exact. Asta e Piatra Rușinii. Mi-e rușine. Mi-e rușine că am băut apă sfințită aseară. Poate mai mult decât era cazul. Da, îmi cer scuze pentru acest lucru. Îmi pare rău că n-am băut mai multă apă sfințită. Și acum capul în pământ. Și satul, tot satul... Bravo! Dar cum era? Dar ce imaginezi? Vă imaginați cum treceau toate bani? Ia uite, nenorocitul! Ia uite! Dar cât de prost să fii să recunoști? Păi aveau martori. Dacă te prindeau? Da. Aveau camere. Am înțeles că camere de filmat nu erau. Deci te vedea cineva în sat și după aia zicea, hai treci acolo. Așadar, am fost în cetatea din Bierta, am văzut camera împăcării, am văzut Piatra Rușinii, biserica atât de monumentală, ce să zic, că mă duc spre Born. Mamă, câte scări! Eo! Izadei! Mamă, e biserică, ce prost sunt! Câtă popa în biserică! Trebuie să mă duc îndrumăritor pe Piatra Rușinii. Shame! Ia uite, lingură cu gaură. Da. Deci cu asta să tot pui ciorbă, nu? Nu, se fac la tigară de tifon. Așa? Se fac, ia uite, frumos. Asta se fac prăjitură, salata. Așa. Asta se fac fripturica, cartofii. Am înțeles. Ia uite. Așa. Și asta? Aia să servești cu ea. Asta e pentru vânătă, nu? Sau da. Pentru ce? Vânătă. Ia uite. Pe aici se urcă la Borna de pe deal. Ce înseamnă să-mi placă mișcarea. Doamne, adevărul e că eu sunt foarte sportiv. Sper să ajung până sus. Ia uite. Ia uitați-vă cum se vede. Dar noi mai avem de încă de urcat. Și eu am crezut că e aici. Da, ia. E spectaculos. Așa respir eu. Ăsta este semnul Via Transilvanica. Și noi mergem. Ia uite. Deja sunt destul de mulți oameni pe traseu. Ceea ce e bine. Peisajul este senzațional. Mă așteptam să fie mai multe cu. Asta a fost o bufniță. Da. Ia uite că încet încet dăm de sat.
Mamă, cum e ăsta? Ia. Asta poate să cadă oricând. Ce frumos se vede Biertana. Ia. În sfârșit. Ia uite. Am ajuns. Ia uite. Am ajuns aici sus. Ia. Ah. Când sportul e sănătate curată. Am ajuns sus aici, la Bornă. Ce vă zic, doar atât. Haideți pe traseul ăsta extraordinar, Via Transilvanica. Ia uite, ce peisaj. Aici e Biertan. Nu uitați, se întinde de la Putna până la Drobeta Turnu Severin. Așa că aveți ce vedea, aveți ce cunoaște. E de bine, oameni mari. Se mai întâmplă și lucruri frumoase în țara asta. Deci, hai, pornim și să dea, am dat drumul la înregistrare, așa că și e invers, sigur. Bravo! Iar după am zis să mă joc cu a mea dronă, a doua dronă, și m-am jucat cu ea. Era cât pe ce s-o pierd și pe asta. Dar am fost mai norocos și am putut să filmez toate câte le-am filmat. Oameni buni, asta a fost minunat. Aștept comentariile voastre bune, nebune, aici în josul paginii. O să ne mai vedem în alte locuri cu alți oameni frumoși. Dacă aveți vreo sugestie, cu mare drag o accept și o primesc. Popor talentat, oriunde te afla în lumea asta mare, te-am pupat!